Salut, guys! Toată lumea acum stă acasă și am decis să postez în fiecare zi. Eu sper să mă susțin cu 10.000 de like-uri și cu un subscribe la canal, dacă vreți să postez în fiecare zi. Pe scurt, ochii morții. Ne uităm la un film? Eu personal aș privi un horror. Nu, bro. Ce s-a întâmplat? Nimic. Nu, spune-mi ce s-a întâmplat. Eu pe tine așa speriat niciodată nu te-am văzut. Nimic, eu pur și simplu am traume la filmele horror. Mai bine asta, haideți să ne uităm la Diverse Channel. Prieteni, vreau să vă recomand canalul Diverse Channel. Aici puteți găsi cele mai tari topuri, curiozități, lucruri interesante. Aici vei afla cum și-a cheltuit Messi primul milion sau 5 cazuri de magie și trucuri reale. Vrei totul să afle? Abonează-te. Linkul va fi în descriere. Stai cu Diverse Channel, poți să-mi povestești de ce ești speriat? Era octombrie. Afară era frig, eu doar m-am mutat la noul apartament. Am început să-mi aranjez toate lucrurile. Stai, tu ce, îți aranjezi hainele? Ah da, am uitat să-ți spun că asta a fost vreo 2 ani în urmă. Pe atunci îmi făceam curățenie în cameră. Și ca de obicei, peste o oră de aranjarea hainelor, m-am plictisit și am început să mă uit prin apartament ce e interesant. Am dat de un dulap. Am început să mă uit ce este în dulap. Poate găsesc ceva lucruri interesante. Din neașteptate, am găsit un CD. Pe disc era o inscripție înfricoșătoare și foarte suspectă. Tăiat cuvântul moarte. Un fior mi-a trecut prin corp, nu de la frică, ci emoții. Am luat CD-ul și am mers la mine în cameră. Am băgat CD-ul în PC care era conectat la TV. Salut, mutane! Tu aveai șansa să nu te uiți la acest video, dar acum ai intrat în cel mai teribil joc. Stai, tu vrei să spui că el pur și simplu a luat și a spus numele tău? Ascultă și nu mă întrerupe! Fugi dacă o să poți! Acești ochi îți caut orașul! E prea târziu! Acești ochi îți caută casa! A fost prea ușor! Fuck, bro, cu siguranță este mișto, dar nu prea cred eu în așa ceva. Tu poți să taci și să nu mă întrerupi! Fuck! Mai ai o șansă! Ei, și tu ce ai făcut? Eu l-am omorât pe el! Prieteni, și nu uitați, pentru partea a doua trebuie să adunăm 10.000 de like-uri.